Cluburile FCSB și FC Botoșani s-au înțeles pentru transferul fundașului central Denis Haruț. 600.000 de euro este suma pe care milionarul din Pipera o va achita Botoșanului. Au mai rămas unele mici detalii de pus la punct în contract pentru că Botoșanu vrea să fie sigur de bani. Fostul mare jucător de tenis Ilie Năstase și-a agresat soția fizic și verbal, în seara de vineri 8 ianuarie într-o locație din București. Pentru a scăpa de nervii celebrului tenismen Ioana Năstase a sunat autoritățile la 112. Dacă soția Ioana Simion Năstase va depune plângere la poliție, campionul român va fi obligat să ispășească și celelalte infracțiuni de care a fost iertat de justiție. Se pare că pentru Ilie în viață jocul de a familia a fost fără noroc, iar alergarea după mingii pentru avere s-a transformat în alergarea după femei pentru belele. Deocamdată atât, să auzim numai de bine. Thank you.